10. Pentru data de 21.12.2021, ora 10, se convoacă în ședința ordinară Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, la sediul primăriei Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, cu participarea fizică a consilierilor locali. Următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru anul 2022. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul al patrulea al Comunei al anului 2021, Comuna Ștefan cel Mare. Proiect de hotărâre, punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru anul 2022. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, asupra unor bunuri imobile. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de audit financiar numărul 5.507. Este proiect de hotărâre privind însușirea raportului de audit financiar. Numărul 55.705 din 26.11.2021 împreună cu decizia numărul 43 din 15.12.2021, emisie de Camera de Conturi Bacău, în urma acțiunii de audit financiar, efectuată în perioada 18.10.2021, 26.11.2021, la nivelul Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, care va funcționa în anul școlar 2022-2023. Toate sunt inițiate de domnul Vlase Ion, primarul Comunei Ștefan cel Mare. Și punctul 7, diverse. Aveți ceva de... Propuneți pe aprobare proiectul. Propuneți pe aprobare ordinea și acum, punctul 1, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru anul 2022. Inițiator domnul Vlase Ion, primarul Comunei Ștefan cel Mare. Știți că am înțeles, domnul Vlase. Deci, trebuie să am ținut cont de gradul de sărăcie care se scadă populația României, inclusiv populația Comunei Ștefan cel Mare. Și am ajuns la concluzia că este bine să menținem nivelul impozitelor și taxelor la Comuna Ștefan cel Mare ca și în anul 2021, adăugând indicele de inflație care este stabilit. Deci nu se schimbă absolut nimic decât indexarea cu indicele de inflație. O să o ținem până când va veni legea în care să ne oblige să majorăm taxele cu oamenii. Nu, nu ne oblige. Da, legea nu se oblige. Ne dă posibilitatea să mărim. Da, posibilitatea la avem. Da. Când în inflația se spune mărișoară. Da, o să fie și... Dar din consilierii vechi, de că știți că la noi, la Ștefan cel Mare, a fost o practică să nu mărim impozitele și taxele decât la nivelul codului fiscal. La nivelul minim al codului fiscal. Pentru că v-am mai spus, nu scoțând bani din buzunarul cetățenilor, facem investiții la nivelul comun. Și noi trebuie să ne zbatem, să atragem fonduri naționale, fonduri europene, pentru dezvoltarea comunei și nu din buzunarul cetățenilor. Și nici nu s-a adunat o sumă enormă, dacă am cum... Da, primul dat, s-a preocupat, deci nu sunteți primari și niciodată n-ați ridicat măcar cu... nu cu un leu, cu ce de ziua. Deci, mă, îmi spate ceva normal. Da. Că nu suntem o comună chiar atât de... de doamne. De bogat. Doamne bogați, da. Da, înțeleg. Nu mai bun. E bun, atunci, super.
el a fost pentru punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 de al anului 2021, conform Ștefan cel Mare. Dacă aveți întrebări aici. Dacă nu, eu vă răspund fără să mă întrebați. Deci, de bine comunității noastre, am primit din fondul de rezervă al Guvernului o sumă de 250.000 de lei și de la Consiliul Județean 100.000. Noi, având programate cheltuielile, banii ăștia i-am primit aproape de sfârșit de an, nu facem altceva cu ei decât să-i băgăm în fondul de lumea și îi avem la dispoziție pentru investițiile de anul viitor. Deci, i-am primit, nu-i cheltuim, îi băgăm în fondul de lumea. Okay. Să punem la vot atunci. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, anul 2022. Deci, în fiecare an avem un program de achiziții publice stabilit la începutul anului, în care trebuie să respectăm și în condiții când mai apar alte nevoi de investiții, venim în fața Consiliul Local și cerem aprobarea Consiliului Local. Erau trecute în domeniul public, dar după ce le-am modernizat, inițial s-a făcut o carte funcțională provizorie. Acum trebuie să facem o carte, să le întabulăm definitiv, fiind și modernizat. Și mai avem o suprafață de aproape 400 de metri pătrați, în fața cantonului Silvic Bogdana, în 2017, care voi sunteți în Consiliul Local, știți că am aprobat vânzarea unei suprafețe de 2371 de metri pătrați către Dohotarul Mioara, care era legat de ferma veche. Acum ei au vrut să-și întabuleze acea suprafață, dar au umblat cu niște măgării. Și-au diminuat lungimea de la drum spre pârâu ca să-și poată mări lungimea la drum. Ca să ne ia și cei 400 de metri pătrați, fără niciun fel de nimic plată. Acum, nu știu dacă... Au făcut și gara. Au făcut gara, dar eu i-am făcut o adresă în cursul anului 2021, să-și detragă gardul de pe domeniul public și acum, împreună cu o firmă de cadastru, ce au zis că prostesc pe primarul la Ștefan cel Mare, se încadrează în suprafața de 2371 care aveau cumpărată de la noi și noi nu mai verificăm și lungimile și lățimile. Și am venit la fața locului, am măsurat și am constatat că e o suprafață aproximativ de 400 de metri pătrați. Și noi o să ne trecem și noi în domeniul public al nostru, să o intabulăm și să nu poată să, orice ar mai face el, să nu poată să-și mărească suprafața, așa, să treacă peste suprafața noastră.
Și după aceea vedem ce o face noi cu suprafața aia. Acolo e problema, până nu mă scuzați, sunt scaldătoarea voi. Da. Acolo, în fața cantonului? În fața cantonului. Da. Forțele care le are el, sunt la noi. La noi. Deci nu se face așa ceva. Nu se face așa ceva. Adică chiar nu suntem proști ca să ne lăsăm într-o bolință. Da, pe tot e clar, atunci spune. Punctul 5, proiect de hotărâre privind desfășurarea raportului de audit financiar numărul 55705/26/11/2021 împreună cu decizia numărul 43 din 15-12-2021, emise de Camera de Conturi Bacău, în urma acțiunii de audit financiar efectuată în perioada 18-10-2021 pe 26-11-2021, la nivel comunistic, în cel mai repet sub Bacău. Știți că nu l-am obiect până în începutul noiembrie, am avut control de la Curtea de Conturi. Și în timpul controlului, s-au găsit niște, nu pot să spun, nici abateri. Lepsi acolo. Da, da. Și au fost, cred că ați primit la MAPI, sau ați primit materialul. Așa se vede raportul Curții de Conturi. Și noi, în perioada de 6 luni de zile de la încheierea raportului Curții de Conturi, avem termenul ăsta de 6 luni să remediem. Unele probleme s-au remediat în timpul controlului, dar ei erau obligați să prindă raportul Curții de Conturi. Și celelalte până în timp de 6 luni. După 6 luni o să vină Curtea de Conturi să facă constatarea. Deci nu sunt probleme. S-a considerat la... Deci probleme minore, să zic așa. Nu a fost calculat cum trebuie un impozit pe clădire după ce s-a făcut procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nu a fost calculat corect o taxă privind autorizația de funcționare, autorizația de construcție a unei persoane, a unei clădiri. Deci, v-am spus, sunt lucruri minore, nu sunt lucruri ca să ducă, să fie, să ajungă în sfera infracționalităților. Deci nu sunt cheltuiți bani aiurea. Da, supunem la vot. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de pe raza Unității Administrative Orientare Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, care va funcționa în anul școlar 2022-2023. Aici aveți întrebări? Nu. Ați știți despre ce este vorba? Deci, o școală nu este școala Negoiești, de aceeași ca așa anul trecut. Școala Gutinara, nu? Deci, școala principală Negoiești are și celelalte două corturi, Bogdana și Grădinița. Da, sunt de acord. Ok, acum dacă aveți la diverse, aveți ceva de ce... Eu, domnul primar, dacă tot am discutat de drumul, acolo, calea de acces în spate la blocul gării, aia este trecut un drum public? Este trecut drum public sau ca să faci calea de acces mai... către Codreanu, către Ion Mihalea, acolo în spate? Nu este trecut drum public. Că nicăieri nu este stipulat ca drum, porțiunea. Acolo este, cred că este nislat. Dacă noi o să facem... Dar poate că este o soluție, așa că să putem să facem drum public și care de acel... Păi nu poți să trec drum public. Ia să vedem, doamna secretară. Din Pășunii să facem și schimbăm destinația? Nu, de primul acum a fost o cale de acces. E mai
sau care de acces facem ceva ca să... Să facă lucrurile. Deci acolo sunt hărțele cadastrare, când nu am verificat. Nu fi existat. Nu a existat niciodată. Deci în parte este trecut și la pășuni. Am verificat, dar... Da, vă mulțumesc. Deci am zis că la anul o să fie care de acces. Mai aveți cineva de întrebat ceva, primar, nu? La diverse? La mulți ani din partea noastră, la toți consilierii, pe unii urmași, la toți urmași, sărbători de lucidere. Mulțumesc, mulțumim, domnul. Deci, dacă vreți să vă spun așa ca un bilanț al anului 2021, cred că am încheiat anul bine. Bine. Deci, chiar cu banii care am avut repartizați pe la Consiliul Județean, la Ministerul Finanțe, ne-am descurcat și am făcut față atât cheltuielilor de dezvoltare, cât și cheltuielilor de funcționare a primăriei, a comunii. Să dea Dumnezeu să fie și la anul. Să nu ajungem să ne băicăm de bani. Păi de și din banii cei care au rămas, nu pot să ajung acum, la care au... Păi, vedem acum exact cât rămâne în fondul... Sorin, cât rămâne în fondul de lume. Vedem cine se repartizează prin bugetul anului 2022 și când facem bugetul, ținem cont. Da. De cheltuieli care o să fie nevoie și de investiții. Mai avem determinat de pus niște bani la investiții, la alimentarea cu apă de la om, care este partea noastră de contribuții. Mai avem nicolo la dispensar, că nu s-a terminat, dar dacă mai ținea timpul două săptămâni, era gata și dispensarul. Deci, în primul rând, trebuie să ținem cont de cheltuielile astea obligațiile astea anterioare și după aia, pe ce o să dezvoltăm. Da. Poate dă Dumnezeu, v-am spus, să apară PNDR, Programul Național de Dezvoltare Rurală, fonduri europene. Să-și dea drumul la cal. Dar nu dă drumul. Nu, dar nu. Dacă n-au apărut. Deci n-au bugetul făcut. Pentru noi ce avem pentru Cutinaș? Deci am zis, este imposibil să nu avem ceva pe gal. Și este exclus să facem alte cheltuieli afară de la Cutinaș. Da. Da. Dar cine îi nu te vede sport. Este și locație. Nu stă cu tine joacă fotbal și în drum și în tenis. Da. Și păcat este spațiu acolo, în spate. Eu tot trag pe urmă. Da. Unde nu avem spațiu, nu avem spațiu. Dar unde este... Da. Să avem și bani. Suntem prinși în lista, am plinit adresa de la CNI, de la... Unde te mandat afară, nu? Eu zic că mai devreme. Am zis că adresa de la CNI, că suntem prinși pe lista de sinteze la CNI. Una. 180 de locuri, da. Pentru că pentru azi la altă n-am găsit loc. Vezi cum merg cu ce-i n-am găsit loc. Dar nu este teren. Privata. Vorba de poliparea de la Desvorul. Aia de la Iisus, de la Radean. Da. Și azi la altă preșcolară, școlară, nu este... Nu mi se pare normal să o facem de parte de școală. Da. Adică pentru o desenată, pentru ele. Aici aveți... Nu este. La polivare, de câte teren am văzut? Câte teren am văzut? 2500, 50-50. Și ne încadrăm bine pe insula Zărădea. Acolo avem 2 hectare în domeniul public. Nu mă trebuie și tu în corchie, dar... Să vadă, e jocătă. Materialități la copiii nu sunt. Da. Ia vedeți dumneavoastră la mâine, pe Bobana, să vedeți ce priorități sunt. Dar spuneți una. Păi, nu cred Bobana, dacă s-au auzit de statul. Mai spuneți una, în afară de copii. Prioritatea sunt copiii, că așa e viitorul. Bunea de o 5.000 de șofa la intrare. Exact, nu știu scapul acasă. Da, la intrare lasă.
spus să faci o dată la 5 ani sau la 3 ani. Bine ar fi ideal, ar fi să fie un teren de sport, de loc de joacă în fiecare sat. Exact. Da. Să fie și un cămin cultural în fiecare sat. Cum vă uchiți? Să nu mergi la camera, mă stau pe Facebook. Da, ce? Păi dacă nu avem unii să-i trimite, unii să-i trimite. Mamei face pe jurul satului 5 ori pe zi, că nu găsești în casă. A fost... Are program mai mic la... Stați puțin, scuzați. A fost Crăciun. Am stat cu poarta deschisă, am venit aproape 5 copii cu colegul. S-a pierdut tradiția. Dragilor, știți cine sunt la partea aia? Părinte! Nu mai poți fi eu. Nu avem aici, dar nu avem aici. Să vă mulțumim pentru vizionare.